bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Tinema, doamne, de 20 de ani nimeni nu știa de celebrul, era un nei ca nimeni. Despre ce tabloide se vorbește? Cât pot bate campionii aiurea? Ce comunitate îi respecta în Istanbul, ca nu îl cunoștea nimeni? La începutul serialelor am luat legătura cu cei din Turcia întrebând mai multe și nu aș vrea să răspund aici ce părere aveau despre cine mai e asta. Am întrebat oameni de afaceri turci care au firme în toată Europa și sunt fefe bine pusi la punct și mi s-a răspuns într-un mod ca am rămas cu gura cascată, nu e cazul să spun aici. Vinovatii sunt fanii Silei. Cu ceva stau în gat fanii Silei. Fata s-a urmat drumul cu care a venit pe pământ, nu era cazul să îl care după ea. Alegerile le-au aparținut la amândoi. Ce vi s-a avut Sila când de fapt i-a dat papucii, a dat cu el de pământ de nu s-a văzut. Văd că sunt persoane care mai ieri o acuzau ca la parasit, acum o acuza că e supărată că nu o iubea Halil. Până la urma hotarati va si încercat să va vedeti de treaba. Despre ce educație vorbim aici? O jurnalistă a ieșit public și a dezvăluit ceva lui Halil. Halil nu o iubește pe Sila, el iubește viața de noapte, viața dezordonată de cluburi, cârciumi el acolo a cântat, așa cum se pricepe. Cel mai bine e pentru Sila să nu-l mai bage în seamă, el este matur, nu se mai schimbă, nu va fi niciodată bărbatul unei singure femei. De peste 15 ani decide urmăresc seriale turcești, despre niciun bărbat actor turc nu s-au scris atâtea mizerii ca despre Halil. Fum fără foc nu iese. Nu se va msi face om cum se cade Halil, așa a fost educația. Probabil ca și acei oameni de afaceri faimoși, sunt la fel ca acele actrițe consacrate, care nu au auzit de numele divei Sila Turcoglu. Se mai întâmpla. Dacă am văzut bărbați beți, am mai văzut. Dar o diva sub aburii alcoolului ați mai văzut? Și ininteligenta ei și datorită educației pe care o are a decis să arate și oamenilor de rând și fanilor ei, cât de bine i s-a de semnul exclamării cade? Nu vezi la tot pasul o diva amețită de aburii alcoolului. Normal ca fiind o diva a decis să ajungă cu pași repezi pe culmi și mai înalte, dar ghinion virgulă menirea nu prea o ajuta, siropelul s-a cam diluat pentru ea, timpul de apariție pe sticla e cam puțin. Dar trebuie să vedem, chiar dacă nu este succesul. Mă bucur că Sila este tânără, dar gândirea ei este matură. Și-a spus părerea. Citește și urmărește multe despre ceea ce se întâmplă în Emanet și, de asemenea, poate știe despre managerul lui? Sunt foarte fericită că Sila a spus ceea ce a simțit despre fostul ei partener. Este o femeie de substanță și nu își va ascunde gândurile. O femeie foarte deschisă. Nu se aștepta ca ea să dea informațiile presei. Halil este un tip care nu iubește nicio fata. Petrece doar cu ei. Sila, ar trebui să citești ce spun portaluri și fanii care o vor bine. A trecut prin multa suferință singura într-un oraș mare și a reușit. Sila are un caracter puternic și puternic. Corect. Au profitat suficient pe cheltui ala ei. Acum trebuie despartita de Halil. De ce ar trebui să-l insulte familia Candel nu este de vina. Sila l-a iubit pe Halil cu cea mai pură, dar a primit doar vestea despre trădare. Te sărutăm. Ești foarte tânără, frumoasă și talentată. Ai viața înaintea ta. Nu are fete cu capul gol și femei care fantezează că ar trebui să-l aibă drept trofeu de necucerit. Îi țin popularitatea marelui turc, dar crede-mă, am urmărit multe, multe seriale cu buget mare și sunt actori care sunt mult, mult mai carismatici și de 100 de ori mai frumoși decât Halil, dar ei spun că gusturile nu se discută, iar când spun că Sila aleargă după Halil, nu, nu este adevărat. Halil nu ar fi devenit niciodată ceea ce este glorificat acum. Dacă nu era Sila, mă refer la cinematografie, nu se face cunoscut de la 38 de ani, dar ca Sila de la 18 stitu, nu zic că nu a lucrat, a făcut, dar ceva complet diferit. Multe mulțumiri autorului, de atâta timp o singură persoană a scris adevărul 100%.
îi urmăresc pe Khalil și Sila de mai bine de 2 ani, m-am îndrăgostit atât de mult de ei, este prima dată în viața mea, eu era interesat de ei. Nu mă uit la sezonul 3, dar nici nu mă pot dezabona. Vreau foarte mult să știu ce se va întâmpla în continuare de 15 ani de când urmăriți seriale turcești, niciun actor nu a fost denigrat, jignit și calomniat de fani, așa cum a fost Halil İbrahim Ceyhan. De aproape 20 de ani de când este în atenția publicului, niciun tabloid din Turcia nu a făcut nicio mărturisire denigratoare la adresa lui, pentru că nu au descoperit nicio faptă care să-i murdărească imaginea. Nici acum tabloidele nu vorbesc despre viața privată a lui Halil İbrahim Ceyhan, pentru că nu au ce să povestească. Este o persoană foarte respectată în comunitatea din Istanbul, ca și familia lui. Doar fanii Silei au reușit această performanță. Ca nu și-au văzut visul realizat. Diva să fie iubita de Halil İbrahim Ceyhan. Dar adevărul va ieși la suprafața cât mai curând. Despre educație? Mulți și-ar dori să aibă educația lui Halil İbrahim Ceyhan, dar din păcate nu-i ajung nici la degetul mic. Dragi prieteni, care arată dragoste pentru Halil İbrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos, pa!